La fel cum a făcut ornitorincul. Adică ornitorincul nu vorbea, nu le zicea nimic, dar oamenii puteau să învețe de la el. Un training de presentation skills mi s-a atras atenția să țin mâna în buzunar, pentru că sunt butterfly și dau din mâini, trebuie să am mâinile ocupate, ideal ceva mână și o mână în buzunar, așa că o să stau mai ciudat că am telecomanda mână. Brand-uri de viitorul este tema modulului în care fac și o parte. Și o să încep să vă povestesc despre câinele meu, Marie. Marie este un Terranova foarte haios, a venit în familia noastră din februarie. Asta înseamnă că acum are vreo 6 luni de zile, deja are vreo 26 de kg. Ca orice Terranova care se respectă, va ajunge la vreo 50. Pe acum câteva săptămâni am avut o discuție foarte bună cu niște prieteni care m-au întrebat: păi, de ce ți-ai luat Terranova câine? Că sunt atâția câini care sunt părăsiți și abandonați, super animale și totuși au o viață grea și e nevoie de o mână de ajutor pentru el. Și trebuie să recunosc că am cam șocat cu răspunsul meu, pentru că le-am răspuns foarte direct: păi, eu mi-am cumpărat brandul Terranova. A fost șoc, cum ai putut cumpăra brand de câine? Adică ce faci? Te dai mare cu câinele, te plimbi pe stradă, se uită lumea la tine și zice: wow, ce tare ești, a luat câine cu 800 de euro, ce lucruri transmite câinele despre mine. Interesant este că discuția era cu niște oameni de marketing și comunicare și a fost foarte, foarte bună. Dar înainte de a puncta de ce a fost foarte bună, cum am ajuns să-mi iau câine? Că nu vreau să-mi iau câine. Undeva anul trecut viața mea era foarte liniștită. Doar că a apărut ceea ce se cheamă România Talent. Și un mic câine, Beagle, care a făcut un număr absolut senzațional. S-a calificat rundă după rundă ca să-mi complice existența. Ceea ce înseamnă că Ștefan, băiatul meu, 7 ani la vremea respectivă, s-a îndrăgostit dintr-o dată de câine. Și mamă, tată, ne luăm câine. Da, ok, ne luăm câine, sigur că da, da, ne luăm câine, uite, ne luăm pică, tot. Ne-am uitat noi la viața asta, ok, hai că ne scurcăm și cu câine. Avem cu cine să lăsăm cum plecăm din țară sau ceva, ne luăm câine. Și am plecat hotărât să ne luăm câine Beagle. Intrăm pe internet să căutăm furnizori calificați de Beagle. În momentul în care începem să descoperim ce înseamnă de fapt un Beagle. Beagle-ul, pentru ce nu știe, este foarte agitat, mânat de miros. Dacă simte un miros în capătul cartierului, acolo se duce. Are nevoie de foarte multă mișcare, agitație, tot ceea ce nu suntem noi. În plus, și dezastruos din punctul nostru de vedere, îi plac iepurii. Adică el există pentru a prinde iepuri, teoretic. Și noi avem iepuri. Avem Jedi, care stă cu noi în apartament. Și, am uitat să menționez, stăm în apartament. Și prințesa Leia, care este la țară. Nu s-a calificat pentru apartament. Trecând prin descoperirile noastre despre Beagle, am ajuns la concluzia: păi, n-am zis, căutăm un Beagle în casa noastră, ne place, la nebunie, este minunat, este senzațional. Spune și lucruri deosebite despre cei care au Beagle. Dar nu ne trebuie altceva. Și din pas în pas am început ce trebuie. Pe primul lucru trebuie să-i placă iepurii. Să fie liniștit, să nu aibă nevoie de mișcare. Adică, dacă se poate să nu se miște prea mult în timpul zilei, este ideal. Să fie prietenos cu copiii, normal, avem copil. Ei, și trecând prin toate lucrurile absolut funcționale legate de un câine, am ajuns la Terranova. Terranova despre care nu știam mai lucruri. Adică auzisem de Terranova, mi se părea ceva haios, vag, nu știam să-l descriu. Și am descoperit că este un câine care se recomandă să stea în apartament. Adică chiar îi place să stea în apartament, pentru că 15 minute pe zi să nu-l obosești mai mult, ar trebui să-l plimbi, după aceea să-l lași pe el să miște. Bine, ideal este să ai și o curte, adică e bine să iasă în curte și să mai facă lucruri, dar e ok. Este un câine gigant care e de apartament foarte ok, vine după tine, îi place compania omului. Dacă îl lași singur, devine depresiv, atunci e bine să fie după tine întotdeauna. Deci ți-l asumi niciodată că va sta în casă. Este super înnotător și asta a fost o temă, că la Luca, soția mea și Ștefan, nu știu să note din un context. Și le-am zis: băi, vă salvează dacă cădeți în acord. Deci ăsta e câinele pe care trebuie să ne luăm. Și am sfârșit prin a avea un Terranova. Revenind la discuția cu prietenii mei, eu practic când am zis că am cumpărat un brand, ce am cumpărat? Am cumpărat toate atributele fizice ale câinului Terranova. Știam ce cumpăr și știam ce o să-mi livreze. Practic, dimineața a fost un ciudat în sală care a ridicat mâna când a fost întrebarea legată de funcțional versus emoțional. Eu eram același și trebuie să recunosc că aveam în minte ceea ce
urma să o povestesc acum. Dacă este să aleg când vine vorba despre un brand și nu despre comunicarea de brand, despre brand, între funcțional, emoțional și balans, întotdeauna voi prioritiza să am lucrurile funcționale în mintea omului versus cele emoționale. Acum, este o întrebare. Ce este brandul de fapt? Și de ce există zeci, sute de definiții legate de ce este brand. Mie mi-a rămas întipărită o discuție pe care am avut-o cu un client, de fapt multe discuții pe care am avut-o cu un client, prezidentul meu, Procter & Gamble, care îmi zicea, boții, bonux este când o trezesc pe femeia din România din somn și o întreb și zic, zic despre bonux la 1 noaptea. Lucrurile pe care îmi le zicea despre bonux, ăla sunt brandul meu. Restul sunt PowerPoint-uri, sunt hârtii, documente strategice, sunt lucruri pe care le dorim noi. Brandul este teritoriul pe care îl ocupi în mintea omului, sunt lucrurile pe care le deții. Dacă este să întreb despre Bergambir, e genial, o să zică oamenii fotbal, o să zică galben, o să zică poate masculinitate, prietenie. Mi-aș dori să zică foarte mult bere și o bere foarte bună, pentru că altfel s-ar putea să am o mare problemă. Acum, funcționalul nu exclude emoționalul și raționalul nu exclude emoționalul. Și unul dintre trendurile puternice în ziua de azi, poți să-i dai, te rog, un play? Mersi. Este și o să vă zic eu. Ceea ce vreau să-i zic. Un alt exemplu de astfel de abordare. Winner. Secret agent style. Shh.
400-500 de oameni în sală, milioane de oameni care s-au uitat pe internet și au fost expuși la demonstrația live. Următorul film fiind Coca-Cola, o să trec peste că-i Călin. Era 98% sunt speakers oricum în sală, deci beau și Coca-Cola și Pepsi și nu o să-i convinc. Ok, next. Același gând ca la Sony, executat pentru Coca-Cola. Practic la lansare Coca-Cola Zero, benefitul funcțional era același gust ca și Coca-Cola. Hi, me again. Remember me? Well, I remember you. And I definitely remember you. I'm the guy that served you your Coca-Cola. I can see you're enjoying it. Tastes great, right? Take another sip. Now, I bet you're wondering what I'm doing here. I'm here to convince you that Coca-Cola Zero has the great Coke taste, but with zero sugar. Impossible? Well, what if I told you you are actually enjoying Coca-Cola Zero right now? See? Maybe next time you'll pick up one of these. Coca-Cola Zero. Great Coke taste. Zero sugar. Taste the possibilities. La un moment dat lucram pe Tide Rusia și, apropo de cum și la Albert, mi-am amintit, ascultând pe Călin, și aveam o campanie cu testimoniale de la femei. Mergea cineva în casă, ciocănea la ușă, bună ziua, doamnă, ne dați voie să venim, să vă dovedim că detergentul nostru funcționează. Era Doște Challenge, numele campaniei. Și se lăsa detergentul, se torceau după o săptămână, nu e așa că rufele sunt mult mai albe, da, totul este minunat. Funcționa, la un moment dat au venit colegii cu un twist, în care eu au făcut cu camera ascunsă, când femeia venea acasă de la serviciu, se uită în fața blocului, era soțul care spăla mașina cu bluza ei favorită. Ia asta te-nima în loc, reacții live, captate pe loc. Băi, nebunit, cum ai mai bluza mea? Cea mai dragă bluză? Bă, sunt că ei se spală, cum n-ai mai să se spele? În momentul în care a ieșit echipa Tide, credeți că Tide face față? Nu face față, că era mai bine bluza mea. Păi hai să vedem. A spălat, a ieșit impecabil, dovada a faptului că Tide așa livrează la nivelul așteptărilor. Pe de altă parte, poți să nu implici direct consumatorul și aici e un alt exemplu de demonstrație altfel. Audi 4, 4x4, orice tip de teren, să nu fie pe șosea, pot să o povestesc sau pot să o dovedesc. Foarte, foarte funcțională. Ok, un exemplu ipotetic. Nu are nimic real în el, mă gândeam zi de trecut să aduc ceva și din lumea noastră. Să zicem că echipa Michelin România primește un e-mail, ok, avem nou focus pe Michelin, faptul că frânează în 3 metri. Și avem campania globală, este dezvoltată, adaptat spotul, adaptat print, outdoor, mixul clasic de comunicare, orice idee ați avea e binevenită. E, dacă pornești, te gândești ce ai putea să faci, învățând din ceea ce au făcut ceilalți, pe partea de demonstrații live, ai putea să completezi comunicarea clasică cu o activare. Și mă gândeam care ar putea fi aceasta. Nu, probabil că nu e cea mai bună idee, dar e un exemplu. Mi-a venit zilele trecute când conduceam prin București. Eu conduc destul de relaxat și încerc să respect legile. Aveam viteza maxim legală, 60 de km la oră. Și veneau oameni din spate, făceau flash-uri, mă depășeau pe prima bandă, în continuu. Mamă, și am avut o pornire la un moment dat să pun frână la trecerea de pietoni. Am vrut să pun frână să înghețe mașina, doar de-a naibii să sperie pe cel de pe prima linie. Și atunci mi-a venit ideea, zic, ok, dacă Michelin, ca să dovedească faptul că scurtează distanța de frânare și că într-adevăr cauciucurile Michelin funcționează, pe când ale tale consumatorul ai grijă că s-ar putea să nu livreze, să facă exact chestia asta, să aranjeze în București știind că se pot, că este foarte agresiv comportamentul conducătorilor,
să fie aranjat o trecere pe ton unde știi că nu e nimeni și ai toată echipa care se asigură. Și când te depășește viteza manugică, pune pilotul tău frână, exact la distanța stabilită, știi unde se pune frână, și filmezi ce se întâmplă după aceea cu cel care te depășea și care mergea. Și practic îi demonstrezi omului ce, își pune încrederea în ceva ce poate nu merită încrederea sa. Iarăși este același mesaj, poate să fie mult mai interesant. Ok, ziceam că, opa, scuze, cred că s-am culcat niște slide. Ziceam că brandul este când îl trezesc pe om din somn și lucrurile pe care mi le zice el. Dacă ne gândim acum 2000 de ani, 2000 de ani, când își lua Alexandru Macedon cai, ce se întâmpla? Venea cineva și făcea demonstrație cât de tari sunt caii respectivi și că, de ce merită să-i cumpere. În anii 50 era o mulțime de demonstrații, luai valiza Samsonite, o aruncai de pe un pod, cădea 50 de metri, era filmată căderea, prăbușirea, nu pățea nimic valiza Samsonite, spot de 30 de secunde pe aer. Sau un termos în care puneau un pui viu, din ala galben micuț haios, și îl puneau pe foc să ardă timp de câteva minute. După care scoteau și era puiul viu, cip-cirip, cip-cirip. Pe vremea aia nu erau drepturi animalului. Și era demonstrația cât de izolat este termosul respectiv. Trecem în 2013, demonstrăm folosind online-ul, folosind mediile actuale. În 2050, în Fifth Element, McDonald's, demonstrația va avea aceeași relevanță și aceeași putere, pentru că esența brandului nu se va schimba. Brandul va fi ce e mintea consumatorului și lucrurile pe care le asociază el cu numele respectiv. Mulțumesc! Facem 5 minute, nu? Nu am rămas fără baterie.